Când eram mică, îmi doream să fiu coafeză. Efectiv, sunt fata de la țară. Efectiv, nu știu ce caut aici. Am dat proba, m-am dus la redactorul șef, m-a chemat în birou și mi-a zis: îmi pare rău că ești profi, dar nu ești sexy. A fost cel mai negru moment, a fost... E greu să trăiești, e greu. Foarte mulți ani l-am considerat o pedeapsă, că eram umflată de plâns la față, era foarte greu. Mi se părea atât de nepotrivit să îmbrac rochii colorate și să zâmbesc. El nu mai e acolo, el nu... A fost foarte greu, îmi venea să plâng în direct. De multe ori aveam ochii în lacrimi, dar încercam să mă gândesc la cu totul și cu totul altceva. Nici comunia religioasă nu a fost ceea ce trebuie, pentru că îmi pare rău, am făcut-o de gura familiei. Simțeam nevoia să iau o pauză. Asta îmi doresc. Acesta este gândul. Atât. A fost greu, dar n-am cum să mă mâhnesc. Dumnezeul meu este bun. Dumnezeul meu este iubire. Dumnezeul meu nu bate. Dumnezeul meu nu se supără, se mâhnește. Pentru că el își dorește să fim fericiți. Am fost un om fericit. Și de multe ori mă întreb: e bine să fiu un om fericit? Atunci când stau în duș și simt apa cum curge, plâng, parcă mă eliberez. Bine v-am regăsit, dragilor, la un nou episod de altceva. Invitata mea de astăzi este una dintre cele mai solare apariții din lumea televiziunii. A fost asemănată cu Monica Bellucci, are un simț al umorului molipsitor și este o prezență cotidiană la una dintre cele mai influente stații de televiziune din România. Și îți spun bine ai venit, Simona Țăran. Bun găsit, Adrian, îți mulțumesc tare, tare mult pentru această prezentare, pentru invitație, în primul rând. Da, semănăm, eu semăn cu Monica Bellucci, suntem amândouă femei, Sau ea cu tine. doar atât. Da, îți mulțumesc. În primul rând pentru invitație, pentru că știu că invitații tăi sunt atent selectați și eu sunt un om banal, nu înțeleg de ce mă aflu aici, dar abia aștept să stăm la povești. Vom înțelege la final de ce te afli aici, pentru că eu sunt convins că faci parte din invitații pe care i-am avut până acum, din acea categorie Apreciez. de invitați speciali, invitați Mulțumesc. spectaculoși. Motiv pentru care lumea te cunoaște, te observă, te urmărește, toți te urmăresc în fiecare zi la TV, dar foarte puțini știu despre tine. Uite, de pildă, aflam la un moment dat, într-o documentare pe care o făceam cu privire la tine, că ești stră nepoata lui Ion Creangă. Da, străbunica mea, din partea mamei, a fost nepoata vărului lui Ion Creangă. E un pic cam dificil Deci parte din familie. de explicat. Străbunicul meu a fost văr cu Ion Creangă, a nu știu câta ramură. Într-adevăr, dacă mă duc la mormânt, pe cruce scrie Eleonora Creangă. Au fost două fete care, după moartea tatălui, străbunicul meu, au fost crescute la mănăstire de către o maică. Au rămas orfane. Au rămas orfane destul de devreme, undeva la 10-11 ani, și au crescut la Vom face mănăstire. o punte și către cele două surori, dar aș rămâne totuși în copilăria ta. Aș rămâne în copilăria din Piatra Neamț sau copilăria dintre Piatra Neamț și Huși, acolo unde locuiau bunicii. Ce Da. amintiri mai păstrezi? S-au diluat sau păstrezi Oh, amintiri puternice de exclus, atunci? exclus, exclus. Mergeam în fiecare vară la bunici. Într-adevăr, m-am născut la Huși. Acolo i-a venit sorocul mamei. Pe sora mea a născut-o la Iași pentru că era încă studentă. Acolo s-a cunoscut cu tatăl meu, s-au căsătorit. Sora mea a venit pe numele la Iași, iar eu la Huși, 3 ani mai târziu. Sora mea este mai mare cu 3 ani. Am copilărit, cred că primii 2 ani la Huși, pentru că mama a fost nevoită cumva să se întoarcă la serviciu în Piatra Neamț, nu cu toții locuiau în Piatra Neamț, doar bunicii din partea mamei, bunicul preot, bunica învățătoare, în Huși. Bunicii nu fac parte, nu aparțin de zonă, dar după ce bunicul meu s-a hirotonit, el acolo a primit parohie. De Parohie. fapt, într-un sat, foarte
foarte aproape de granița cu Republica Moldova, de lângă Albița, Vama Albița. Timpul a trecut, el a devenit protopop în Huș și cumva s-au stabilit acolo. Evident, când au ajuns acolo, cu foarte mulți ani în urmă, era o sărăcelucie, case cu acoperiș din stuf și bunica venea din Gura Humorului, o zonă mult mai prosferă față de județul Vaslui. Și a zis, ticule, că așa îi spunea, noi nu o să stăm mult aici, e foarte multă sărăcie, nu știu cum o să ne descurcăm. Și într-adevăr, au pornit de la plincură și de la furculiță, pentru că veneau din două familii mai puțin înstărite. Dar au rămas acolo, acolo m-am născut și eu, doi ani de zile, primii doi ani din viață i-am petrecut alături de ei, după care am revenit alături de familia din Piatra Neamț, bunicii din partea tatălui. Am avut o copilărie foarte frumoasă, o copilărie banală, nu mi-a lipsit nimic. N-am avut... Era strălucitoare copilăria? Avea ceva din ceea ce aveai să regăsești peste ani în lumea televiziunii? Am avut... Anunța ceva drumul pe care aveai tu să-l urmezi? Deloc, nu, deloc. N-am simțit că acesta este drumul meu dintotdeauna. În schimb, familia ne-a încurajat întotdeauna să facem ceea ce ne dorim. Niciodată n-am avut opreliști, niciodată nu am avut piedici, niciodată nu mi s-a zis, nu, tu o să faci asta. Nu, dacă eu sunt preot, tu te duci la teologie. Dacă eu am terminat inginerie mecanică, tatăl meu, spre exemplu, tu ai să te duci și tot spre politehnică. Exclus. Nu. Ne-au dat aripi. Ne-au crescut frumos. Nu mă alerga mama cu homarul pe lângă piscină și așteptam șoferul să mă ducă cu ultimul tip de Bentley la școală. Nu, exclus. Când ai deschis ochii pe televiziune? În aceea mă refer. Îți amintești o emisiune? Îți amintești un model în televiziune? Evident că toată lumea o urmărea pe Andreea Esca. Cine nu era fascinată de ea. Dar urmăream la bunici foarte mult TVR. Toate emisiunile Andreea de la Marin, TVR. Surprize, evident, surprize, îți amintești? Andreea Marin, Mihaela Rădulescu, da, cu Duminica în familie. Evident, erau emblemele noastre și... Dar nu pot să spun că am descoperit atunci televiziunea sau îmi doream foarte mult să fiu crainic sau mă uitam la televizor și spuneam, într-o zi o să ajung și eu ca ele. Nu, departe. Îmi plăceau animalele, copilăream frumos. Mai degrabă, cum îți vedeai tu drumul, calea? Care era calea ta? Când eram mică, îmi doream să fiu coafeză. Nu știu, așa îmi plăcea. Apoi... Bunicii au zis, bunicii nu prea au înțeles această meserie pe care eu mi-am ales-o. Ce înseamnă să fii jurnalist? Ce viață e asta? Trebuie să ai o profesie. Doctor, avocat, profesor. Și am zis, ok, țineam mult la bunica și zic, mă fac profesoară. Ei, profesor, tu nu vezi ce salarii sunt, vrei să mori, săracă, cu ce o să te întreții? Bun, mă fac medic. Da, medic. Zic, dar nu-i de mine medicina, că mi-era frică de ac. Zic, ce Dumnezeu îi face eu cu medicina? Nu știu. Mă duc la teologie. Ce ies de la teologie? Și bunicul îmi spunea, dar tu crezi că viața la mănăstire este așa un rai? Că e muncă acolo, fetiță? Până la urmă mi-am ales singură drumul. Într-adevăr, la un moment dat am vrut să dau la drept în timpul liceului. Dar am avut un profesor de română, fix în ultimul an, care cumva m-a luminat, că întotdeauna bunicul meu spunea Dumnezeu lucrează prin oameni. Și cumva m-a luminat așa. A apărut doamna dirigintă, profesoara de română, a fost nevoită să ne părăsească, a intrat într-un concediu medical și a venit acest profesor de limba română, colaborator al Universității Media din București, fosta fundația Media ProTV-ului. Și... Mi-a deschis așa, m-a luminat, mi-a deschis ochii către această cale. Erau foarte mulți din Piatra care mergeau la această, urmau această facultate. Gândul tău era către mănăstire? Da, mă. Te-ai fi văzut într-o mănăstire integrată? Mergeam la mănăstire pentru că, evident, aveam legături, bunicul meu fiind preot, dar acolo, într-adevăr, era de muncă. Era de muncă și nu știu dacă firea mea și hazul s-ar fi potrivit, s-ar fi integrat. Da, într-adevăr. Bunicul m-a ajutat foarte mult să-L descoper pe Hristos, să mă integrez, să înțeleg, dar nu cred că acela ar fi fost momentul potrivit.
Poate mai încolo, nu exclud. Nu exclud. Poate mă duc pe o, nu știu, poate mă mut pe o insulă pustie, că de multe ori sunt întrebat, ai zis că pleci din țară? Da, am zis că plec pe o insulă pustie, pe o insulă, să trăiesc așa în mijlocul sălbăticiei, dar nu. Și am ajuns din liceu, mi-am dat seama că aceasta este calea și m-am dus către regie, film și televiziune. Evident, televiziunea nu are nicio legătură dintre cea pe care o vezi de pe canapea, confortabil. Cum arată cea... televiziunea din spatele camerelor? Din spatele camerelor, chiar și din fața camerei, dacă nu ești făcut pentru ea, dacă nu ai răbdare, dacă nu taci și asculți și înveți, pentru că nu le știi pe toate. Și ți se pare că e atât de ușor, chiar și să citești de pe un prompter. Doamne, ce faci asta? Citește de pe un prompter. Nu trebuie mari cunoștințe, nu? Să citești. Să citești, să intonezi, să joci. Până la urmă trebuie să vinzi un produs. Ți se pare atât de ușor, dar nu e așa. Trebuie să te înfrânezi foarte mult, să ai răbdare, să asculți, să înveți. Întotdeauna vei găsi unul mult mai bun ca tine și ai ce să înveți. Dar dacă tu le știi pe toate și te enervezi și... Pentru că și la noi se întâmplă. Nu există săptămână în care cineva să nu se enerveze, cineva să nu arunce cu ceva, cineva să nu explodeze. Și nu, dacă mai explodez și eu, te înfrânezi, asculți. Totdeauna bunicul meu spune, ascultare, ascultare, ascultare. Și mereu îmi vin în minte cuvintele lui. Tăcerea, care este și limbajul lui Dumnezeu. Probabil te îndemna să înveți să taci. Da. Te afli la capătul primului deceniu în televiziune. Da. Vom vedea după asta ce urmează. Timp, da. Și poate peste 10 ani ne vom reîntâlni. Când ți-a fost foarte greu? Care a fost momentul de cumpănă? Poate momentul când te-ai gândit să și renunți? Primii 2 ani au fost foarte grei. În timpul facultății, profesorii ne spuneau, nu terminați facultatea și așteptați să vă angajați. Faceți-o de pe acum. Au fost colegi care s-au integrat la telenovele, erau foarte multe producții la buftea și au reușit să prindă câte un loc de muncă, fie practică, fie loc de muncă. Eu îmi doream în televiziune pentru că știam că va fi un parcurs mai lung. Proiectele din film de obicei sunt limitate și după 2, 3, 6 luni stai să te uiți la soare. Și sezonier. Exact. Voiam să ușurez munca părinților mei și știam că a fost dificil, a fost o greutate să ții 2 copii în facultate, unul la Iași, unul la București. București era mult mai scump, facultatea era scumpă. Niciodată n-au spus nimic. Dar voiam cumva să-i mulțumesc și voiam să se vadă rezultatele. Am ajuns la Digi, n-a fost ușor, n-a fost... Îți mai amintești prima zi când ai ajuns la Digi? Înainte de asta vreau să spun că am ajuns la altă televiziune, la o televiziune mult mai mare pe atunci și vreau să dau o probă. Mi-a zis un profesor, vezi că se caută un post de prezentator de sport. M-am dus, spun eu, modest îmbrăcat. Firesc, cum știam, că se duce un om la un interviu, se duce un tânăr la interviu. Mi-a luat o cămășuță, pereche de blugi, pantofi fără toc, mi-am prins părul civilizat. Am dat o probă, m-am dus, nu știam ce caut acolo, pentru că au venit fete foarte frumoase, înalte, cu rochițe, cu poșete, cu... Când mă uitam, am zis, efectiv, sunt fata de la țară. Efectiv, nu știu ce caut aici. Am dat proba, m-am dus la redactorul șef, m-a chemat în birou și mi-a zis, îmi pare rău că ești profi, dar nu ești sexy. La televiziunea este doar despre frumusețe. Te-am ascultat acum. Imaginea vinde. Ai accentuat foarte frumoase. De acord, imaginea vinde, dar fără conținut? O știre o auzi și la radio. Prima dată când deschizi televizorul, te captează imaginea. Vinde imaginea. Trebuie să fii un om frumos. Trebuie să fii un om care atrage. Evident, nu definim noi frumusețea. Și nu știu cum am putea să definim noi frumusețea. Dar, da, imaginea vinde. Cum frumusețea se ascunde în ochii celui care privește? Categoric. Și acolo și are casă. Categoric. Te citez, să te ajut așa cumva să adâncim această discuție, ce se întâmplă dincolo de camere sau în spatele camerelor. Spuneai, din exterior la TV se vede doar partea frumoasă, în rest există părți întunecate.
Rare ori îți permiți luxul de a accepta starea cauzată de o problemă de familie sau de sănătate. Cel care te privește nu este vinovat de întâmplările nefericite din viața ta. Categoric. Când ai avut un moment când poate nu aveai resursele să fii în fața camerei și totuși te-ai aflat acolo? Da, la început a fost, că începusem să spun, a fost dificil pentru că nu semăna televiziunea cu ceea ce știam eu, dar au trecut, am făcut primii 2 ani știri, am prezentat știri generaliste și la Digi24 și nu consideram că mi se potrivesc, nu mă regăseam, a fost foarte greu. În schimb, în 2016, fix cu 3 luni înainte de cununia noastră religioasă, bunicul meu a făcut un stop cardiac, trebuia să ne cununi și a murit, a căzut din picioare și a murit. A fost cel mai negru moment, a fost, e greu să trăiești, e greu. Foarte mulți ani l-am considerat o pedeapsă. După o săptămână și ceva, colegii au fost foarte înțelegători, cumva, parcă am dus împreună această durere, dar în momentul în care m-am întors a fost foarte greu, pentru că eram umflată de plâns la față, era foarte greu, aveam mult machiaj, încercam să nu trag de colțurile gurii pentru că ieșeau și mai mult în evidență cearcănele. Îi rugam pe colegi să nu-mi dea planuri apropiate pentru că eram umflată la față și mi se părea atât de nepotrivit să îmbrac rochii colorate și să zâmbesc și să fiu eu și mă gândeam, uitându-mă la cameră, uitându-mă la prompter de fiecare dată, mă gândeam, el nu mai e acolo, el nu... A fost foarte greu, îmi venea să plâng în direct, de multe ori aveam ochii în lacrimi, dar încercam să mă gândesc la cu totul și cu totul altceva. Nici cununia religioasă nu a fost ceea ce trebuie, pentru că îmi pare rău, am făcut-o de gura familiei. Simțeam nevoia să iau o pauză și cumva tatăl meu a intervenit și a zis nu e momentul, toate sunt aranjate, știi foarte bine că el își dorea, cu el sau fără el vom face asta. Și a fost greu pentru că în biserică mă gândeam la cu totul și cu totul altceva, tocmai ca să nu clachez. Mă gândeam, am zis strict tot, o să fie vina mea, mama stătea cu pastilele pregătită. Că fusese la un psiholog, fusese și la medic să-mi dea tot ce este nevoie, să nu am o criză, să nu leșin, să nu mă înnoia plânsul, să nu stric tot evenimentul, să nu stric tot momentul. Dar l-am visat cu câteva zile înainte. El ieșise la pensie, dar continua să slujească alături de un alt preot, mult mai tânăr, care își făcuse ucenicia la el și mi-a zis că, chiar dacă nu este fizic, părintele Radu știe ce trebuie să facă și să am încredere. Mereu îmi transmite mesaj, mereu îl visez. Am considerat-o ca pe o pedeapsă mult timp, pentru că așa suntem noi. Suntem obișnuiți să ne blocăm într-un anumit punct. Și nu mai vedem tot ceea ce ne-a oferit Dumnezeu. Vedem doar ceea ce... Poate ne-a luat, noi vedem o tragedie. Și considerăm de multe ori că ni se cuvine. Categoric, cum? Înainte de nunta mea, cum? De ce? Cu ce am greșit? Dar putea fi mai rău? Dar dacă se întâmpla cu 2-3 zile sau chiar la eveniment? Așa a fost să fie. Și consider că a fost cea mai ușoară plecare. O plecare pe care am meritat-o. Acum privesc lucrurile altfel. Cine te-a extras din... acea situație, din acel întuneric al tău, el și dialogul pe care l-ai avut atunci cu el, în vis? Da, clar, m-a liniștit foarte mult, foarte mult. Da, am fost foarte liniștită, parcă am fost sedată așa la nuntă. Într-adevăr, nu am simțit-o, oricum a fost o petrecere foarte restrânsă, pentru că nu am ieșit în evidență cu nimic și am preferat ca aceste momente să fie trăite în familie, de un număr restrâns de oameni, pentru că nunțile mi se par depresive, petrecerile de după, cu sute de invitați. Repet, nu am nimic împotrivă, nu judec. Ești prima mireasă care afirmă acest lucru. Cât nunțile sunt depresive. Adrian, cât se bucură, hai să fim sinceri, cât se bucură să îți mănânce sarmalele la 3 dimineața și să aștepte tortul la 5, când 3 zile sunt apoi pe pastile și... Nu, e sfatul tău pentru cele care visează să îmbrace rochia de mireasă? Lasă-o îmbrace.
face... Nuntă cât mai discretă? Da, dar să trăiască momentul pentru ei. Să fim serioși. Noaptea nunții, în astfel de cazuri, este un mit. De ce să nu o trăim? De ce să nu existe? De ce să nu ne bucurăm? Până la urmă este evenimentul meu sau alu tanti Leana? Părinții au fost siderați. Cum? Dar am fost la atâtea nunți. Mai duceți-vă! E dreptul meu să fac ceea ce îmi doresc. Cununia civilă a fost la Verona, apropo de asta, și a fost un întreg tam-tam în familie, pentru că tatăl meu a zis, cum? Când fata mea semnează, eu să nu fiu acolo? Exact. Cine s-au aflat acolo, părinții tău? Nu. Am fost doar noi doi. Te-au iertat? Tatăl meu nu mi-a vorbit. I-am trimis o fotografie cu certificatul nostru de căsătorie. Ce e ăsta? Era evident în italian. Nu știu, nu înțeleg. Evident, a fost foarte îngânfat. După multe luni m-a iertat și, evident, plecarea bunicului meu dintre noi ne-a unit foarte mult, ne-a adus împreună. Pe tine te-a iertat pe soțul tău? Da. A găsit iertare în fața? Culmea, față de el n-avea nimic, față de mine avea ceva. Că, na, așa se întâmplă. Foarte orgolios tatăl meu, dar a trebuit să înțeleagă. I-am explicat, sunt momente pe care vreau să le trăiesc în acest mod. Dimineața am mâncat pizza, am înotat în piscină și că stăteam la un hotel în Verona. Și nu mai țin minte, la 1, 2, 3, a venit ofițerul de stare civilă și ne-a căsătorit acolo. A fost foarte frumos, simplu, delicat. Ce am zis, veniți cu buchete de flori la primăria de sector, ce să facem? Sau cum aveți voi fotografiile cu coșul de flori în față? Nu mi se potrivește, nu e nimic greșit. Repet, nu e nimic greșit, doar că nu mă regăsesc. Sau la nuntă, să stau la ușă, să primesc invitații, să ne pupăm, să închinăm un pahar de șampanie. Și nu ți-a cântat nimeni, ia-ți mireasă ziua bună? O, ferească Dumnezeu, a fost prins. am avut o nuntă foarte restrânsă la un restaurant de la Malul Mării, este și acum, și m-am schimbat după cununia religioasă, am făcut câteva poze, ne-am schimbat și... Am îmbrăcat, aveam o rochie albă, dar o rochie albă banală, cumpărată dintr-un magazin din mall, nimic deosebit. Cei 20 și ceva, 30, până în 30 de invitați ne așteptau acolo, au organizat foarte frumos, la Malul Mării, pe gazon a fost o masă lungă, aranjată modest, cu câteva buchețele de flori, iar restaurantul avea o trupă care participase la Vocea României. Soliștii participaseră la Vocea României și au cântat atât de frumos, nu le-am impus noi ce, dar parcă a fost pentru sufletul nostru. Nimic, nu muzică populară, nu muzică de petrecere, nu valsul mirilor, pentru că Florin mi-a zis, soțul meu, te rog frumos să nu mă pui într-o astfel de situație penibilă, eu sunt un copac la dans. Așa că nu am învățat niciun dans, nu l-am pus într-o situație jenantă, nu l-am expus astfel. Constat că orice situație aparent inconfortabilă pentru tine și situații dificile, tu aceste situații le îmbraci în haz. În haz, în umor. Probabil și umorul moștenit de la străbunicul Ion, da. Creangă. Afirmai la un moment dat, îmi place să zâmbesc și să-i bine dispun pe cei din jurul meu. Dar în televiziune, îți amintești o gafă care să se fi apropiat de sufletul tău? Poate cea cu Rafael Nadal? Cu Rafael Nadal? Nu, eu cred că am devenit cunoscută după acea gafă. Am revăzut-o și eu documentând discuția cu tine. Ai avut acolo o inocență tulburătoare. Dar eu n-am înțeles ce s-a întâmplat. Pentru că era o informație de ultimă oră, am venit cu repeziciune din redacție, am spus tâmpenia asta, că practic nu e nicio glumă, nicio bâlbă, e o gafă în toată regula. Eu nu mi-am dat seama ce am zis. Culmea, regia, pentru că era foarte multă agitație în regie, era o informație cum că stadioanele vor fi închise, spectatorii nu vor mai avea voie să intre la meciuri. Am dat informația, a intrat materialul, după care am reluat, nu, nimic, am reluat informația, culmea, corect, că era o informație de ultimă oră, de data asta am zis-o corect, creierul meu n-a procesat nimic, eu, echipa, eu, n-am crezut odată că am zis așa ceva. Cred că sunt puțini care nu au fost martorii acestei gafe. Da, nu cred că există cineva. Ai spus Rafael Nadal?
secretarul de stat da. În MAI. Da. În locul lui Raed Arafat. Da. Da. Și în momentul în care am ieșit din jurnal, am ajuns în redacție, toată lumea calmă. La un moment dat, țin minte că a venit cineva și zice, băi, da, tu i-ai zis Rafaela, dar ce am zis? Zic, nu, mai uite-te odată. Ba da, așa ai zis. S-a uitat și așa am zis. Da, dar televiziunea până la urmă este despre naturalețe, nu este despre perfecțiune. Au fost este poate gafa care te-a umanizat și arată că acolo este locul tău. Nu poți greșesc, să fii un robot. E firesc, greșesc, dar au fost atât de multe variante, atât de multe întrebări. Bacă cineva ți-a scris în prompter asta. Nu, exclus. Nu mi s-a întâmplat niciodată. O să ajungem și la mituri despre televiziune. Cum ajungi în televiziune? Dacă n-ai pile, dacă ai pile, dacă îți scrie cineva în prompter, dacă îți pică prompterul intenționat. Nu, exclus. Sunt clișeele legate de lumea televiziunii. Compromisul pe care trebuie să-l faci, sacrificiul pe care trebuie să-l faci, cine te susține, cine... Aș vrea să le evităm, pentru că sunt clișee care de multe ori demolează imaginea pe care noi o atribuim televiziunii. Exact. Trebuie să privim și lumina dincolo de umbră. Nu mi s-a întâmplat, dar nu s-a întâmplat să-mi scrie cineva, deci colegii nu m-au sabotat, pur și simplu a fost creierul meu, a fost din mintea mea, din creierul meu. Ce altă gafă îți mai amintești? La început, când am intrat pe sport și am spus că, nu mai țin minte ce e, Inter, parcă, joacă, o echipă din Italia joacă, era în Serie A, campionatul italian, joacă cu Atlanta, în loc de Atalanta. Am dat informația, la fel, nu știu ce s-a întâmplat în regie, nimeni nu mi-a atras atenția, bănuiesc că nu a sesizat cineva. Și stăteam eu așa și mă gândeam și zic, Dumnezeu, dar cum joacă cu Atlanta o echipă din Italia? Dar ce campionat o fi ăsta? Ce? Și am mai zis și Serie A și mă tot gândeam și apoi a zis, Doamne, ce am putut să spun? N-a fost sesizată de nimeni. Mulțumesc lui Dumnezeu. Bine, dar poate eram cunoscută mai devreme. Nu vreau să rămânem foarte mult pe terenul tău, mă refer aici la sport, dar există curiozități cu privire la faptul că tu prezinți știrile sportive. Mulți ar spune, știi, până la urmă discutam despre clișee. Ce caută o fată să prezinte știrile sportive? Face mai multă audiență decât un băiat. Evident, dar pe de altă parte e acuzată că nu e credibilă. Deși sunt în lumea sportului. Poate fi. Sunt în lumea sportului și avem și noi, Carmen Mandișoan, pe Dana Cerveanu, sunt la ProSport, sunt biblioteci exact. În privința sportului, ambulante, cunosc foarte multe elemente, cunosc echipe, loturi și au o experiență, o expertiză fantastică. Dar aș vrea să te întreb, rămânând în acest domeniu, care este steaua pentru tine? Să nu-mi răspunzi. Glumeam, pentru că... Știi cât e de nu vreau, dificil? Știu. E discuția exact. Ultimilor ani, dar nu aș vrea să oferi un răspuns, pentru că sunt convins că te voi introduce în malaxorul galeriilor. Da. Sunt foarte multe persoane care țin cu steaua armatei și îmi scriu, de ce nu promovați, de ce n-ai zis, dar de ce tot pui CSA, dar de ce CSA, steaua simplu? Ceilalți de la FCSB, dar mai zic, domnule, FCSB, dar nu am dreptul să zic steaua, nu am dreptul, mi este interzis. Sunteți părtași, sunteți părtinitori, sunteți... Nu vrei să știi ce mesaje pe partea asta sportivă primesc, din păcate. Toți sunt ponegriți. Mesaje pe Instagram, pe Facebook? Da, pe Instagram. Uite, dacă tot ai adus discuția despre aceste mesaje, aș încerca așa să-i profilez pe fotbaliștii români, cel puțin pe cei care îți trimit mesaje pe Instagram sau pe Facebook. Cum sunt ei? Manierați? Dimpotrivă? Fotbaliștii, da. Suporterii sunt înfocați. Ei nu suportă. Dom'le, ce ai prezentat? De ce ai spus așa? Nu mi-a plăcut cum ai articulat. Ai zis de steluța mea, de... Dom'le, dar n-am nimic. În schimb, fotbaliștii sunt foarte manierați, sunt educați și nu au depășit niciodată o limită. Educați, manierați? Da, când trimit un mesaj, da. Dărâmăm mituri. Fiara întotdeauna, bestia întotdeauna. Nu ți-a scris niciunul. Se comportă frumos și își vede interesul când vrea să pună mâna pe pradă, nu? Nu. N-au sărit calul niciodată și n-am trăit s-o văd pe asta. Un mesaj nepotrivit. Complimente. Cât de bine te prinde verdele, draga mea, astăzi. Ai fost solară în rochia galbenă. Doamne, să mă tem că ajung să gândesc ca un fotbalist.
Tocmai ți-am făcut introducerea și ți-am spus că ești una dintre cele mai solare apariții. Mie îmi pare rău că... Cărui sportiv sau sportivă i-ai acordat o zi din viața ta? Care-i sportiv? Prezint și scenă deschisă și am avut foarte multe interviuri cu sportivi. Sunt foarte mulți, e foarte greu să nominalizez. Cred că ai avut invitați, ori iată că Florin Bratu, Ana Maria Brânză... Brânză, Larisa Iordache, Mihai Leu urmează emisiunea. Doamne, au niște povești fantastice și nu-ți ajunge o oră, o oră jumătate cât înregistrăm noi emisiunea. Nu-ți ajunge, e foarte greu să nominalizez. E foarte greu, dar... Acum, dacă este să ne gândim și la ziua de astăzi, cred că David Popovici, Robert Glință, sunt de actualitate, sunt efervescenți, sunt niște fenomene. Și Simona Halep, care cumva presa își ia privirea de la reușitele ei și se îndreaptă puțin spre viața personală. Poate n-ar trebui, pentru că sunt sigură că încă mai... E și un model, nu aș acuza presa, e și un model... Simona Halep și într-adevăr a fost și urcată pe un soclu. Construcția, evident, construcția a aparținut ei, această statuie Simona Halep, dar presa a și ajutat la conturarea statuii. Dar până la urmă, n-am mai avut un exemplu. Cumva pe acest soclu, cred că de acest soclu se agață fiecare român care își dorește să se identifice cu un sportiv atât de mare, pe care România nu poate mai avea de mult poate timp. De aici și dragostea față de Simona Halep, față de David Popovici. Exact. Pentru că fiecare dintre noi, românii, ne trăim visul prin performanțele lor. Exact. Au fost național, generația de aur. Știm foarte bine, ieșeau în stradă, am fost alături de foarte mulți, la universitate, în piața Senatului, în trecut. Am văzut că s-a repetat episodul cu naționala de tineret, Under 21. Da, din păcate la fotbal este foarte greu și rezultatele sunt aproape inexistente. Încă ne mai hrănim de la acel meci România-Argentina, 3-2. România, țara galilor, România, Argentina, România, Franța și au fost foarte multe. Încă... Poate penultimul european, român cu Italia, cu Olanda, cu... ultimul european din 2016. La fotbal mai avem de lucru. La fotbal mai avem. Din păcate, ne strică foarte mult viața extrasportivă. Dacă tu ai avea acum o singură opțiune pe telefon de a intra pe rezumatul unui meci sau pe o rețetă, uite, suntem în toamnă, pe o rețetă de zacuscă, ce ai accesa? Să știu, îmi place să gătesc. Ce ai accesa? Rezumatul unui meci, pentru că trebuie să mă pregătesc. Nu întotdeauna de plăcere, recunosc. Mă uit la meciuri, dar nu la toate. Adică nu pot să spun că le urmăresc pe cele din România cu atât de mult patos cum văd un meci din Champions League. Într-adevăr. Și uneori accesez rețeta cu zacuscă și cu pandișpan cu fructe. Da, mai gătesc. Dar îmi place să urmăresc meciuri și să trăiesc. În România nu țin cu nicio echipă, sincer. Nu țin cu nicio echipă. Sau e de complezență această remarcă? Nu. Chiar nu țin cu nimeni. Evident, simpatizez, dar nu țin cu nimeni. Cu Barcelona țineam. Într-adevăr, acum este într-o perioadă în care nu prea se regăsește. Evident, e firesc. Sunt oameni și ei, așa cum am greșit și eu. Aștept rezultatele Barcelonei. Ne întoarcem la 20-21 de ani. Ai mai opta astăzi pentru televiziune sau ai încerca un alt drum, cinematografia? Pentru că a existat tentația de a te îndrepta către platourile de filmare cinematografice. Și mi-am dorit, dar nu s-a ivit. Într-adevăr, am primit un rol, de fapt două, total nepotrivite pentru mine. Era un pic cam indecente și ieșeam din zona mea de confort mult prea mult. Consideram că imaginea pe care eu o vând la televizor cu imaginea din acel un serial și un film nu se potrivește. Acea imagine nu se potrivește și am refuzat, mi-a părut rău, dar nici cei de la Digi n-au reacționat prea bine pentru că era un rol cam indecent. Într-adevăr, în două producții cu mult haz,
dar total nepotrivite pentru mine. Ca actor, eu nu am pregătire. Dacă ai primi astăzi aceeași ofertă, ai accepta-o? Nu, pe același rol nu. Nu, pe același rol nu. Pentru că mi este foarte greu, eu nu am pregătire. Și cumva aș fi jucat firesc, așa cum știu eu, cum natural, cum îmi vine. Dar nu. Oferte de a fi distribuită într-un film, înțeleg că ai primit. Da. De la alte televiziuni? Da, au fost foarte multe de-a lungul timpului. Te-ai gândit serios la un moment dat, la una dintre ele? Da. Da. Era legată de asemenea de știrile sportive sau poate un alt proiect? Nu, a fost un proiect pe divertisment, ușor pe divertisment, însă mi s-a prezentat într-un fel și a fost... Din nou am considerat că nu mi se potrivește. Să zic că am regretat la început, pentru că a fost un proiect grandios, dar apoi mi-am dat seama că una mi s-a prezentat și alta a fost pe post. Cumva... Nu prea mă regăseam. Nu prea sunt în zona scandalului, nu prea știu să gestionez astfel de situații. Cumva mă închid și nu știu dacă aș fi făcut față, nu știu dacă aș fi știut să iau frâiele mâini așa cum trebuie. Ai trecut pasager și am trecut împreună pasager peste căsnicia ta, acel moment. Da. Nunta ta. Simplă. Te-ai gândit vreodată și ai vorbit cu soțul tău ca la un moment dat să refaceți acel moment altfel decât a fost atunci? Da. Doar cu nunia religioasă. Am zis, am repetat de multe ori că îmi pare rău totuși că am... S-a întâmplat fix în anul în care a murit bunicul meu. Dar nu... Nici nu s-a mai pus problema să reluăm. Ținând cont că aș fi făcut-o, dacă am stat, ne-am gândit și am zis, ok, și până la urmă, cum ar fi arătat? Clar, noi doi, cred că în Grecia, pentru că și ei sunt ortodoxi, poate mai ortodoxi ca noi. Departe de toți, doar noi doi, la fel, să trăim momentul respectiv. Sau în cel mai, să zic, cu ghilimele de rigoare, neplăcut mod, la fel, cu 30 de persoane. Nu mai mult, tot la fel, ar fi arătat la fel. Și atunci, ce răstare? Binecuvântarea Domnului am primit-o, cred că asta... Te ascultam într-un interviu și deduceam de acolo faptul că liniștea ta, pacea ta interioară, provine și din mariajul tău. Este insula ta de liniște? Contează comunicare, contează să... Bine, asta nu înseamnă că cel de acasă trebuie să fie întotdeauna un tampon care să absoarbă tot ceea ce tu reverși către el. Pe de altă parte, te ascultam spunând și că apar uneori și tunete și fulgere. Întotdeauna. Nu există. Și e o glumă. Eu postez foarte multe glume, da? Cumva, apropo de să păstrăm totuși, să nu ne întristăm prea mult. Dacă nu vă certați niciodată și nu ies scântei, sunteți urâți amândoi. Nu ai cum. Trebuie să existe un pic din toate. Și discuții în contradictoriu, și gelozie, și... păreri diferite. Până la urmă, eu îmi doresc ceva, el își dorește altceva. Trebuie să existe. Când v-ați certat ultima oară? Când ne-am certat ultima dată? Cred că săptămâna trecută, dar nu mai țin minte pe ce. Da, săptămâna trecută, cred că am avut niște... Așa, pentru că nu am fost anunțată. Evident, de... Evident, el a fost vinovat, nu se pune problema. Întotdeauna. Întotdeauna. Ce vă lipsește acum? Nu știu dacă ne lipsește ceva... Liniștea cred că este cea mai importantă și faptul că ajungi să trăiești, să ai un echilibru. E foarte important, e foarte greu de obținut acest echilibru, dar e cel mai important. Nu-mi doresc o viață idilică, așa, dragul meu, da, iubita mea, nu, cred că m-aș plictisi. Există oare? Nu, cred că sunt astfel de relații, dar, repet, ori sunt urâți amândoi, ori se înșeală reciproc și stau așa. Și trăiesc cu detașare. Da, exact. Ai mărturisit în presă că... Ți-ai fi dorit să devii mamă. Evident, nu este un vis interzis. Da. Urmezi un tratament? Da. În 2020 am descoperit o boală autoimună. Nu mă simțeam bine. Cu tiroida. Valoarea era foarte mare. Aproape de 20 de ori față de cea normală.
acest tratament mă împiedică să devin mamă, deci nu e o problemă de fertilitate, este o problemă la mine din cauza glandei tiroide, este o boală autoimună, voi trăi toată viața cu această boală, cumva, de acum mergem împreună pe acest drum. Aștept să văd ce-mi rezervă viitorul. Sunt mult mai bine față de acum 2 ani. Fix acum 2 săptămâni am fost la medic și pentru 2 luni m-a scos de pe tratament, astfel încât să vadă cum reacționează organismul după acești 2 ani de tratament continuu. Și după 2 luni refac analizele și vedem dacă organismul a luptat sau nu. Poate că e important să și proiectezi. Tu, Florin, să vă proiectați. Gândul este foarte important. V-ați gândit la un nume de fetiță, de băiețel? Am mai spus, îmi place Amalia, îmi place Miriam, îmi place... Dar nu m-am gândit niciodată pe copilul meu să-l cheme X sau Y sau... Nu. Am lăsat lucrurile să curgă și cumva nu m-am mai gândit. Pentru că îți faci planuri și Dumnezeu are alte planuri. Și... Nici nu vreau să-l supăr și nici nu vreau să trăiesc în viitor sau în trecut. Vreau să trăiesc în prezent. Mă bucur foarte mult că nu mă mai plâng. Am 33 de ani. Vai de mine ce fac? Vai de mine că părinții se mai gândeau. Și tu ce o să faci după ce nu o să mai prezinți știri sportive? Mă duc la căpșuni în Spania. Ce o să fac? Vai de mine! Vai de mine! Pentru ce ne-am chinuit noi atât de mult ca să te ținem într-o școală? E foarte departe. Nu contează. Părinții se gândesc. Ce ai fi făcut? Sau ce ai face dacă de astăzi nu te mai afli la Digi și nicio televiziune nu te ofertează? Scot câinele afară și mă bucur de timpul petrecut în familie. O perioadă, nu știu. Și mă concentrez pe Instagram, pe comunitatea pe care am clădit-o acolo și evident, nu știu. N-am de unde să știu. Cumva te și agită astfel de gânduri și am spus fie ce-o fi, voi vedea cum abordez problema. Soțul tău are o firmă de consultanță financiară, dar în casa voastră cine se ocupă de investiții și cine gestionează banii? El ce-i drept, într-adevăr. Te mai corectează când ai derapaje la shopping? Să le numim așa. Sincer, cheltuie mult mai mult ca mine, asta voiam să spun eu, chiar nu am derapaje la shopping, chiar nu este punctul meu forte, cumpărături online la greu, cât se poate. Eu fac cumpărături de la supermarket online pentru că mi-este foarte comod, pentru că timpul este atât de prețios. Prefer să citesc o carte decât să-mi pierd vremea la casă enervându-mă că sunt doar 2 deschise și e un șir foarte lung. Nu-mi place să fac cumpărături la supermarket absolut deloc pentru casă, să mă gândesc ce ne mai trebuie de mâncare. De haine online nu-mi convin retur, mă axez foarte mult pe online, el este foarte cheltuitor față de mine. Eu, într-adevăr, cheltui foarte mult. Ai spus vreodată? Odată. Sau discuțiile voastre sunt generate, conflictele generate tocmai de această apetență a lui de a cheltui. Tot timpul. Și din cauza, și în cauza dorinței lui de a... Niciodată nu îi se pare că are suficiente lucruri. Niciodată. Și de fiecare dată îi spun, îți faci ordine și restul le donăm. Cred că după 3 zile vine cu o cămașă. Cred că asta nu mai îmi trebuie, dar de gura ta o fac. E o cămașă? Adică din tot șifonierul ăsta e o cămașă? Nu, să ne înțelegem. Eu am un dulap de 1,50 m. Mai am unul de vreo 50 de centimetri în care îmi țin rochiile pentru serviciu. O parte din rochiile pentru serviciu. El are 2 șifoniere de 1,50 m și nu-i ajung. Pentru că mai avem și pe hol cu ținuta de motocicletă, cu... Eu nu pot să-mi dau seama, eu nu, i-am spus, nu înțeleg. Parcă tu ai apărea la televizor, adică, și întotdeauna se plânge că nu are, întotdeauna. Dacă mi iau ceva, dar cred că mi s-ar potrivi și mie, dar cred că și eu am nevoie de o pereche de pantofi. Va asculta și poate va fi o lecție și pentru el. Doamne ajută! Ce ai spus acum? Problemele medicale te-au apropiat cumva paradoxal de Dumnezeu. Spuneai, cu rugăciune am început să mă calmez. Planurile noastre sunt unele, dar planurile lui Dumnezeu sunt altele, ceea ce ai spus și mai devreme. Și discutam la început despre străbunica ta și sora ei, care au rămas orfane și au fost crescute la mănăstirea Agapia.
Cum arată Dumnezeu pentru tine și când l-ai descoperit? În copilărie l-am descoperit pe Hristos, pentru că puneam foarte multe întrebări bunicului meu, mergând întotdeauna în vacanțe la o casă parohială, cu biserica în curte, cu sunetul clopotului, Doamne, mirific. Puneam foarte multe întrebări, eram curioasă, îmi petreceam foarte mult timp în biserică, foarte mult timp. Nunțile, cununia religioasă, mă fascina. Botezul, de asemenea, care se ținea în Naos, cred că așa se numește, Naos Pronaos și, sau Pronaos. Am avut o copilărie foarte fericită, frumoasă, banală, simplă, dar bunicul meu m-a învățat cum să ceri, cum să ceri lui Dumnezeu. Și cum să-L asculți. Care este maniera corectă să o numim? E o vorbă, mâna care ajută e mai sfântă decât gura care se roagă. Dacă rupi ușa bisericii, dacă postești cu trei guri, dacă nu mai poți de atâta evlavie, dar tu milostenie nu faci, dar tu un om bun nu ești, dar tu nu apleci urechea la un om care are nevoie de un gând bun, o vorbă bună, dacă îți întorci privirea de la un copil care are nevoie de tine, de ajutorul tău, Dumnezeu nu te ascultă. Oare te ascultă? De ce? Întotdeauna mă gândesc cum pot să cer lui Dumnezeu dacă Dumnezeu mi-a dat atât de mult și mi-a trimis. Întotdeauna când găsesc, când întâlnesc un copil, un bătrân, mă gândesc, oare nu Dumnezeu mi l-a pus în cale? Și atunci sunt atentă la gesturile mele. Mă duc la Sfânta Liturghie, mă ajută, mă calmează, mă desprinde, mă echilibrează foarte mult, dar ajut, ascult de multe ori. Mă supără și pe mine. Bunicele noastre, două mai avem. Și sunt, da, ce-ai mâncat? Da, cum te-ai îmbrăcat? Da, parcă nu-ți stătea bine rochița și te enervează și îți păstrezi calmul și te gândești. Întotdeauna mi-a zis bunicul meu, răbdare, că bătrânețile sunt foarte grele. Hai să vezi, Doamne ajută să ajungi până atunci. Ajuți, mulțumești, te rogi pentru iertare și Dumnezeu nu va uita niciodată ceea ce îți dorești. Și trimiți gânduri către univers, îmi doresc. Doamne, dacă ești de acord cu mine, dă-mi. Dacă este pentru mine, dă-mi. Și întotdeauna bunicul meu spunea, ce este al tău e pus deoparte. Indiferent câte praguri, câte piedici vei avea de trecut. Când ai avut sentimentul că te-a ascultat? În primul rând când am ajuns la Digi, pentru că nu aveam experiență, eram de pe băncile facultății, eram înconjurată de jurnaliști coloși, care mai de care. Și îmi dădeam seama că am foarte puține șanse să rămân în lumea aceasta. Și țin minte că, evident, erau șefi care triau. Și l-am descoperit pe Sfântul Haralambie și am citit timp de 3 zile Acatistul Sfântului Haralambie. Se cinstește pe 10 februarie, dacă nu mă înșel. Nu eram în februarie, era, cred că în martie, nu, da, eram în preajma zilei lui, pentru că pe 2 martie am apărut eu pentru prima dată la televizor. Pe 1 martie s-a lansat Digi24 și eram, cred că, prin ianuarie. Și am citit acest acatist și mi-a zis cineva, pentru că tot se mai selectau oamenii care rămân, care nu rămân, veneau alții noi la probe, veneau de la alte televiziuni. La început a fost greu, pentru că e greu să aduci niște oameni foarte cunoscuți și să clădești o nouă televiziune când tu nu știi când te lansezi, ce le spui, ce le promiți. Pe unii foarte buni, nu-i poți ține din promisiuni. Și au venit foarte mulți pe ultima sută de metri când au văzut că lucrurile sunt reale și concrete. Exact. Și mi-a zis cineva, ți-am văzut numele pe o listă neagră. Îmi pare rău. Am zis, asta este, nici măcar n-am apărut. Asta este, atât mi-a fost. Dar m-am rugat, dacă este pentru mine să fie. Și am citit timp de 3 zile acest acatist a Sfântului Haralambie, Sfântul Mucenic Haralambie. Nu știu cum am trecut, au fost persoane care n-au apărut pe post, care au plecat la alte televiziuni. Iar eu am rămas. Nimeni de nicăieri, fără nicio imagine. Ce a fost pentru tine? Da, a fost
A fost pentru mine, a fost mâna lui Dumnezeu. E luminat. Nu știu. Nu știu. Ai fost vreodată mâhnită pe Dumnezeu? Când a plecat bunicul meu, am încercat să nu fiu. M-am gândit evident la ce a fost mai rău. De ce mi l-ai luat acum? Dar am avut puterea fix când am primit vestea, pentru că eram la București. Părinții se îndreptau spre spital. Am primit vestea cu durere, dar m-am așezat în genunchi și am mulțumit Domnului pentru că mi l-a dat. De multe ori uităm tot parcursul, uităm tot ce a fost bine și ne concentrăm doar asupra acelui moment tragic, uităm tot. A fost greu, dar n-am cum să mă mâhnesc. Dumnezeul meu este bun, Dumnezeul meu este iubire, Dumnezeul meu nu bate, Dumnezeul meu nu se supără, se mâhnește, pentru că El își dorește să fim fericiți. Dumnezeul meu nu este dur, Dumnezeul meu doar își întoarce fața și sper să își întoarcă fața de la păcatele mele și nu de la mine. Știi cum se spune înainte de Sfânta Împărtășanie? Și iartă-i pe păcătoșii tăi, iar cel din tâi sunt eu. Da. Eu consider că am o relație Smerenie. Foarte... Da, o relație frumoasă. Citez din tine... Mă eliberez plângând. Când ai plâns ultima oară? Când te-ai eliberat ultima oară? Sunt momente în care mă încarc, nu am motiv, dar sunt momente în care mă încarc și atunci când stau în duș și simt apa cum curge, plâng, parcă mă eliberez. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, nu cred că o relație solidă se conturează doar pe comunicarea apăsătoare. Vii acasă și iar m-am certat cu X, uite ce mi-a făcut Y, tu îmi povestești de la tine, de la serviciu, la... O relație nu trebuie încărcată în acest mod. Am o stare. Ok, nu pot să o descriu. Mă gândesc la copilărie, mi-aduc aminte de un anumit moment, de cum ne jucam cu bunicul în curtea bisericii, cum... O copilărie banală foarte frumoasă, simplă. Îmi dau seama că... până la urmă se află în lucrurile simple. Simple, da. Și îmi dau seama că nu se mai întorc acele vremuri. Parcă le pierd, parcă le-am pierdut, parcă nu o să mai trăiesc niciodată, parcă nu o să... Am fost un om fericit. Și de multe ori mă întreb, e bine să fiu un om fericit? E bine să fiu un om, să ai o copilărie atât de banală, dar atât de fericită? Pentru că fericirea de atunci nu o să mai regăsești niciodată. Niciodată. Și sunt momente în care simt nevoia să mă eliberez, simt nevoia să plâng, să plâng, să plâng. Și... aleg varianta aceasta. Atunci când fac duș, las apa să curgă și să fiu doar eu, pentru că nu-mi doresc să fiu întrebată ce ai. Intră lumea în panică. Ce ai? S-a întâmplat ceva? Sigur ți s-a întâmplat ceva. Pentru că simt nevoia să nu vorbești. Simt nevoia doar să plângi. Despre acea tăcere pe care o evocai la început, da. E vorba aici. Ne îndreptăm ușor spre sfârșitul discuției. Trece timpul. Foarte repede și dar, eu vorbesc foarte mult, foarte mult. Dar nu înainte de a mai parcurge într-un ritm alert 5-6 întrebări. De pildă, te-ai gândit vreodată în ce personaj de roman te-ai regăsit? Sau dacă te-ai regăsit într-un personaj de roman? Sau într-o carte? Greu. Da, e foarte greu. Cărțile care mi-au rămas la suflet. În primul rând, am început cu Quo Vadis. Quo Vadis, Domine, mă duc să pasc oile tale pe care mi le-ai părăsit. Și apoi cu Baraba, de Maria Corelli. Oh, impresionant, impresionant. Plâng și plâng și plâng. Plângeam și mai dădeam fila. Romanele din liceu cu Madame Bovary. Apoi... Mi-e greu. De Valeriu Briusov, foarte, foarte multe romane. Îl ador pe Dostoievski. Mi-e greu să mă regăsesc într-un personaj, dar de curând primisem de la George Dobre, colegul meu, câte o carte. Eu primesc de ziua mea câte o carte de la George Dobre și am primit o carte acolo... Nu acolo unde cântă cântăracii. Mi-a plăcut foarte mult acolo unde cântăracii, dar nu mă regăsesc chiar în totalitate în personajul principal, pentru că cumva a fost desprinsă de familie. E o poveste foarte impresionantă. Am primit o carte de la George Dobre care se intitulează
pentru că am cumpărat eu partea a doua și nu mai știu exact. Acolo unde pui un străjer sau vino să pui un străjer, nu mai știu exact. Și cumva mi-am amintit de copilărie și cumva m-am regăsit într-adevăr în acea... Ai locuit în acea carte. Atunci da, când, în acea o citești. Da. Tu locuiești în cărți. Categoric, da, mă identific. Mă identific și împrumut. Ce se întâmplă atunci din... când nu te poziționezi într-o carte? O abandonezi după primele pagini? Foarte puține cărți am abandonat. Cred că pe la jumătatea lor tot le-am mai dat o șansă, dar nu mă prinde, dacă nu încerc să împrumut imagini din copilăria mea și să mă proiectez acolo sau să le proiectez în carte, să mă identific cumva cu acțiunea. Dacă nu mă ține, dacă nu este o acțiune pe sufletul meu, o citesc doar pentru a o încheia sau fără prea mare atenție sau îi dau drumul, dar foarte puțin. Plantezi, practic, amintirile între filele acelei cărți. Am spus 5-6 întrebări. Încercăm așa să ne jucăm într-un test fulger, care, iată, nu e chiar fulger. Dacă nu ai găsit încă un răspuns la o întrebare și aștepți răspunsul, care ar fi întrebarea? Ai o întrebare la care n-ai găsit răspuns? N-am o întrebare la care nu am găsit răspuns, însă este o întrebare după care mă ghidez. Îmi voi revedea familia? Și mi-aș dori foarte mult să fiu vrednică să-i mai revăd, să-i mai strâng o dată în brațe. Nu aici, în cealaltă dimensiune, în lumea aceea veșnică. Oare ne vom reîntâlni? Nu există o certitudine. Creștinismul, să înțeleg că dacă creștinismul este o dovadă. Da. Să înțeleg că dacă ai avea puterea să readuci acum pe cineva la viață, bunicul tău ar fi. Da, da. Și nu cred că aș face ceva împotriva voinței lui Dumnezeu, exclus. Dar în momentul în care voi ajunge și eu dincolo, mi-aș dori să fiu vrednică, măcar să-i văd. Poate nu vom sta în același loc, cu siguranță nu vom sta în același loc, pentru că nu sunt un om vrednic de ei, dar... Măcar să-i revăd, pentru că rămâi doar cu pozele, rămâi cu amintirile, toți, și străbunicii, toți, și animalele pe care le-am avut, și asta îmi doresc, acesta este gândul. Atât. Care este muzica pe care o asculți atunci când ești singură? Care-i sunetul? La radio, în mașină, ascult Radio România muzical. Pentru că mă așează, mă liniștește. Acasă, când fac sport, muzică electronică și, evident, îmi place foarte mult muzica bisericească. Da. De multe ori aleg să merg la Catedrala Patriarhală pentru că este corul madrigal. Divin. În mașină ai Salva Trinitas? Ascultam Trinitas în post, spre exemplu, ascult Trinitas și nu mai țin minte pe cine am luat, un colegă, nu mai țin minte exact pe cine am luat în mașină. N-am schimbat postul, de obicei mai schimb, sincer, mai schimb. Încerc să păstrez pentru tine. Să păstrez pentru mine, dar de multe ori m-am ghidat și eu după atâtea etichete și am schimbat așa, doar ca să par altcineva. Știi, asta sunt. Nu e chiar indicat în lumea asta să vorbești de Dumnezeu. Pozezi, trebuie să-ți arăți o viață frumoasă, să pare o păpușică, nu să vorbești despre religie sau cam plictisește. Și de multe ori, dacă știam că trebuie să iau pe cineva cu mașina, schimbam. Dădeam pe cu totul și cu totul alt post, doar ca să par că sunt la modă. Da, și eu ascult. Îți mărturisesc sincer, uite, ai găsit în mine omul care are pe poziția întâi, pe prima poziție, Trinitas. Doi Radio România Actualități și tot așa. Da. Și am luat pe cineva în mașină și mi-a zis... Și eu comut, și eu schimb. Da, și mi-a zis, Trinitas? Nu pot să cred. Simona Țăranu ascultă Trinitas? Și primul impact a fost să mint și am zis, nu știu cum a ajuns aici, zic, din greșeală, cred că, cum am umblat. Și apoi am stat, vorbea și am zis, de ce am mințit? De ce am încercat să par altcineva? De ce mi-era rușine să mă identific? Sau ce a fost? Adică, ce a fost în capul meu? O minte prea
prea mică, prea mică, o gândire prea mică. Cine ai fi vrut să fii dacă nu erai Simona Țărână? Bunicul meu tot timpul îmi spunea, fii tu, fii tu, fii tu. Ce rost are să fii un personaj? N-ai să atragi niciodată. Se creează totul, e efemer, creezi o falsitate. Fii tu, nu știu, nu pot imagina viața altfel, îmi place să trăiesc în prezent, nu știu, poate un actor, poate o actriță, nu știu. Dar cu siguranță să contribui la o lume mai bună, să fac ceva, pentru că pentru asta este menirea noastră până la urmă, să inspirăm, expirăm dragoste. Și să ajutăm și pe cei mai puțin fericiți, mai puțin norocoși, care n-au avut șansa noastră. Am avut o șansă enormă. Sunt conștientă de asta. Vorbeai despre Instagram? Da. Că dacă n-ai face televiziune, ai rămâne în perioadă, comunitatea, da, pe care ai clădit-o acolo. Aș ține legătura cu cei care mă urmăresc. Am intrat pe Instagramul tău, debordează de umor. Ai, într-adevăr, probabil 7-8 postări în fiecare zi. Da. Bancuri, glume, lucruri... de un haz aparte și ai pastile așa de bună dispoziție. Spuneam, moștenești umorul lui Ion Creangă. Ai un banc favorit? Ca să închidem cu acest banc, poate și cu o prezentatoare TV. Nu știu dacă... N-am cu prezentatoare TV. Soț-soție ajung în fața judecătorului. Domnul judecător, vrem să divorțăm. Dar ce s-a întâmplat? Păi nepotrivire de caracter. Păi cum? Nepotrivire religioasă. Păi cum? Eu creștin, ia satan. Pe asta o știu, pentru că, să fiu sinceră, se mai întâmplă și la noi. Îți mulțumesc mult pentru prezența ta, Simona. A fost o prezență care sunt convins că i-a încărcat pe mulți dintre cei care ne-au urmărit. Și... a fost Simona Țăranu altceva. Altceva, altfel. Asta vreau să spun. Altceva, da. Cea care poate nu vinde, imaginea aceea care nu vinde, dar ca tot omul. Și eu simt nevoia să mă izolez, și eu simt nevoia să citesc în tihnă, să nu aud pe nimeni, să fiu lăsată în pace. Evident, nu acea izolare până la anahoreză, departe de mine acea dimensiune sacră, dar sunt un om ca un om banal, un om normal, cu mult haz. Vorbesc foarte mult, dar întotdeauna tatăl meu spunea, ai grijă că rămâi singură, nu bați bărbatul la cap. Gata, plec, iată, gata, plec. Nu devii cicălitoare, nu bați bărbatul la cap, că nu o să stai cu nimeni. Și am reținut, în momentul în care depășesc limita, întotdeauna mi-aduc aminte de vorbele tatălui meu. Nu-ți mulțumesc doar pentru prezență, îți mulțumesc și pentru faptul că m-ai ajutat să-mi respect promisiunea de la început. Am spus că la final vei constata tu și vor constata toți cei care ne-au urmărit că tu meriți locul pe acest scaun printre invitații pe care i-am avut până acum. Nu consider că merit. Poate mai am multe de demonstrat, de realizat, ca să faptele noastre să vorbească. Îți mulțumesc tare mult, apreciez. Probabil că vor fi foarte multe comentarii, eu vă încurajez să și comentați. Da. Comentariile vă spun de pe acum și îți spun și ție. Comentariile tendențioase, răutăcioase, le voi elimina. Nu. Eu n-am aici. Eu știu cum gândesc. Adrian, cum gândesc? Ce ne oferă ei? Ce au mai de preț? Timpul lor. Depinde cum îl folosești. Ei și-au consumat timpul cea mai depres ca să... Simona, dacă nu există argumente, din punctul meu de vedere, nimic nu poate să stea în picioare. E foarte urât să... Da, să faci rău sau să strici mood-ul cuiva printr-un comentariu tendențios. Și în siajul acestei declarații pe care ai făcut-o acum, e foarte urât să faci rău, eu vă recomand, dragilor, până săptămâna viitoare, cel puțin, să încercăm să facem bine. Gânduri bune până atunci, ne revedem sâmbăta următoare.